Domn profesor, acum noi suntem cetățeni și dacă a fost PSD și dacă a fost PNL și așa mai departe. Până la urmă, canalizarea, autostrada, sistemul sanitar, sistemul de învățământ, cercetarea. Noastră sunteți mulțumiți de cercetarea românească? Nu, pentru că cercetarea românească nu produce bani, să știți, adică... Da, cercetarea... poate produce niște lucruri, bani la urma urmei, dacă vii cu o invenție. Păi nu, dar toate motoarele... Nu se îmbogățește acum Pfizer-ul sau știți ăștia? Știți unde este cea mai tulburătoare dezvoltare a cercetării? În Israel, în momentul de față. De ce? Pentru că au stimulat foarte mult cercetarea autoritățile israeliene și în momentul de față toate marile companii din lume, pentru că au obținut rezultate, au obținut produse în zona... Noi, de exemplu, suntem destul de buni pe partea asta de IT, sigur nu mă pricep foarte bine, dar ei au dezvoltat foarte multe soluții informatice. Atunci toate marile companii au dezvoltat hub-uri de cercetare și de dezvoltare și de aplicare, că dacă cercetarea nu este aplicată... Și unde s-au potignit acum? Păi nu s-au potignit, merg foarte bine în Israel, okay. Asta vă spuneau, au avut, cred că anul trecut... Am înțeles că ați spus că e o problemă. Nu, Israel. Nu e nicio problemă, au făcut vreo 90 de miliarde de dolari anul trecut din cercetare, ceea ce mi se pare enorm. E o sumă, ce să zicem, pentru o țară mică până la urmă... Suedia face la fel, adică sunt țări care, nu știu, poate Elveția, acum pare că toată cercetarea se duce în industria farmaceutică și se fac bani enormi, nu? Se fac bani, dar nu se duce numai în industria farmaceutică. Nu, pare că în momentul ăsta... Pare pentru că este mai vizibilă, fiind o problemă, știți, o chestiune. Totdeauna când ai o problemă de un anumit fel, atunci anumite industrii, persoane și așa mai departe... Dumneavoastră sunteți în contact și cu ONU și cu Organizația Mondială a Sănătății. Da, există ceva care să îmblânzească, pentru că vorbeam cu niște oameni, și eu nu că nu m-aș vaccina, m-aș vaccina, dar când sunt mic, mi-e frică de înțepătură sau nu știu. Există semne că o să fie ceva pe pilulă, pe înghițit cu apă? Da, sunt medicamente, dar medicamentele îți rezolvă problema pe moment. Diferența între un medicament pe care îl iei pe cale orală și un vaccin este că un medicament tratează o stare de moment, cu un vaccin previi o boală. Nu, să țină 6 luni cu COVID-ul ăsta. Așa am citit pe aici. Există doar anticorpii monoclonali care se administrează pervuzabil, deci injectabil, nu se administrează pe cale orală și acolo sunt niște speranțe, dar ei sunt dedicați în principal pacienților cu anumite patologii și care nu produc anticorpi. Adică dacă îi vaccinezi, ei nu produc anticorpi și atunci trebuie să vii cu ceva. A fost dată la o emisiune invitat la mine domnul Cajal și curgea mie și a zis, bă, zice, vină mâine la mine la institut să-ți fac un vaccin și nu o să mai răcești în viața ta. Da, dar zice, iau de la tine nu știu ce și îți fac vaccinul tău. Da, autovaccin. Da, da, da. Se întâmplă lucrul ăsta. Se mai face, cred că, la Institutul Cantacuzino Artizanal. Era un adevăr acolo? Da, era un adevăr categoric. Că Institutul de Virusologie Nicolau, că așa se numește institutul unde a fost domnul academician Cajal director mult timp, producea un vaccin împotriva gripei cu administrare nazală. Un vaccin interesant și avangardist pe vremea aceea. În momentul de față au dezvoltat americanii un vaccin similar. Deci astea sunt lucruri pe care noi l-am pierdut. Apropo de cercetare, dacă nu e și aplicată, dezvoltată... Da, mi-aduc aminte de celebru Polidin. Da, bine, Polidin... Era un Polidin, pac, trecea iarna cu Polidinul. Da, este adevărat, dar e un produs care în momentul de față, sub forma injectabilă, nu s-ar mai putea produce pentru că tehnologia care era aplicată pentru producerea polidinului nu respectă ceea ce numim GMP. GMP nu înseamnă Good Manufacturing Practice. Sunt niște proceduri de control al calității pe flux, pe tot fluxul de producție, perfect controlat. Și pentru anumite produse, cum ar fi polidinul, lucrul ăsta nu poate fi respectat perfect și atunci prin intrarea noastră în Uniunea Europeană nu mai putem să producem așa ceva. Noi nu mai putem produce medicamente în România care să respecte acest GMP? Nu, producem. Păi tot ce se produce în momentul de față în România. E o re-tehnologizare masivă unde... Absolut. Deci tot ce se produce adică în România... Adică vine ăla de la Bruxelles și ia să vă văd fabrica dacă corespunde? Da, exact. De la Agenția Europeană a Medicamentului. Pentru că și exportăm? Da, și au drept medicamentele care le producem noi, au drept de liberă circulație în Uniunea Europeană sau dacă le ducem în Statele Unite. Și vă dau un exemplu extraordinar.
din punctul meu de vedere, este fabrica antibiotice, și unde statul român este proprietar majoritar. Ei au 3 sau 4 fluxuri de producție care sunt autorizate de FDA, care e autoritatea americană, și exportă în Statele Unite. Deci, asta vă spun. Noi de la Iași exportăm și în America? Da. E cel mai mare exportator de nistatină, o substanță antifungică care... De? Nistatină se numește. Nistatină este o substanță antifungică care e utilizată, mă rog, e în dermatologie. E de sinteză? Da. Nu, e, nu crește în pădure sau chestia? Nu, nu crește în pădure, nu. Păi nu, dar bunica mea, care era, să zic și ea, profesor, doctor, ca și dumneavoastră, zicea: ce te doare, mă, burta. Se ducea prin pădure, venea cu niște... Da. Și venea... trecea, domnul doctor. Păi normal, ce ai de mentă. Ce ai de mentă. Erau cam toate care sunt astăzi în plafare. Și de crismă crea, și de coada șoricelului, și de mândria țigăncii, și de nu știu da, ce. Da, vedeți că sunt acum, apropo de reîntoarcerea la comunitatea rurală, sunt foarte puțini care mai cunosc aceste plante, cred, în sate. Sunt puțini. În afară de bătrâni, probabil că sunt prea puțini care mai cunosc. Cu Clujul, care-i povestea cu favipapirul ăsta de nu primește aprobare? Da, e un medicament antiviral, unul dintre puținele pe folosește care... Folosește la COVID? Se pare că folosește, adică sunt studii cu... Mă rog, care încurajează folosirea, dar principiul care este și la favipiravir și la cunoscutul Arbidol, probabil că ați auzit și de ăsta destul de mult, mă rog. E un medicament rusesc destul de vechi, Arbidolul, deci un antiviral. Efectul lor este bun dacă îl administrezi în primele zile ale bolii. Dar de ce gălăgea asta cu aprobarea? Că nu primește aprobare. De la noi sau de la Bruxelles? Nu, el primește aprobare, dar e un lucru cu care nici eu nu sunt de acord. El se distribuie în momentul de față exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor, acest medicament. Deci nu este în farmaciile cu circuit deschis în care dumneavoastră sau eu am putea să mergem să-l cumpărăm. Pentru ce suferință? Pentru infecția cu nouul coronavirus, pentru COVID. Aha. Problema este că el se eliberează pe bază de prescripție, dar reglementarea din momentul de față a Ministerului Sănătății spune că se poate elibera doar în farmacia spitalului la recomandarea unui medic specialist de boli infecțioase. Pentru folosință în spital? Nu, pentru folosire acasă. Deci merge acolo, te consultă, ți-l dă și te duce acasă. Da. Problema este că sunt mulți care n-ajung la spital, spitalele sunt aglomerate și trebuie să găsim o soluție. Eu am și militat, am discutat și cu colegi de-ai mei care lucrează în zona de boli infecțioase. Eu sunt o parte de diagnostic de laboratorii, sunt clinicieni și cred că este o soluție... Care ar fi? Asta e soluția, să poată fi prescris de medicii de familie, de exemplu, și cumpărat pe bază de prescripție în farmaciile cu circuit deschis. Da, ați spus ceva și mă gândesc la chestia asta. Medicul de familie are capacitatea să depisteze faza bolii? Domnul Călinescu, problema asta este... de la început, la jumătate? La început este bine să-l dai. Problema este următoarea. Noi trebuie să ne și educăm pacienții să se prezinte la medic la primele simptome. Dar care sunt primele simptome la unul ne... Nu, ai o răceală, nu, orice răceală. Cum se cheamă la pacientul care nu știe, care trece prin boală, asimptomatic. Păi la dacă e asimptomatic, n-are niciun simptom.